eu vreau să vă spun că mă simt onorat și privilegiat că v-am ascultat pe dumneavoastră, cei care ați vorbit atât de frumos și m-am încărcat și m-am reîncărcat cu simțăminte românești atât de adevărate și unioniste. Pentru asta îi mulțumesc lui Gabi Balaș. Da. Danuț Funțu, director al Direcției de Cultură. Nu știu cât de mare ziua este Gabi Balaș, dar știu că e mai mare. Întâmplător, nu ne-am intersectat de multe ori. Micile noastre sau mai mari noastre inițiative de a reunifica grupurile de cultural, cele două mari ale culturii, am făcut și noi când am putut și când ne lasă puterile financiare cele oficiale. Eu cred că suntem... Asta e un apropo așa la domnul Sorescu? Nu, ne-am uitat așa, întâmplător. Și dezavantajul se economisește. Ce să facem? Asta e ce să facem. Cred că se poate face mai mult și în final, eu cred că Dumnezeu ne va da pe plac. Rămâne să fim încrezători. Istoria cred că îi premiază pe cei care cred în ceva. Și dacă sunt români, avem și de deabile malul care cred la fel ca și capii, cred că sunt malul bun să mă aduc în mare. La ceasul ăla care trebuie să vină, cred că va veni. Să dea Domnul să întâmple așa. Pentru reportaj și să vrea. Întâlnirile acestea au o anume structură, să spunem așa, în care vine momentul unui catren. Haideți să-l auzim și pe acela.